Imediat, imediat. Haideți să încercăm în România, România. Da. Și o să vă prezentăm această formulă de echipă. Este o formulă inedită cu Daniel Gherasim în poartă. Hai să mă ajuți, este vorba de Ilie Bărbulescu, care a jucat la FC Argeș Pitești, la Steaua București. Adrian Bumbescu, cel care a reprezentat naționala de 25 de ori, jucător la Universitatea Craiova, la Dinamo București, la FC Olt, de la FC Scornicești, la Steaua București. Piotra Conotetici, la Steaua București, la Steaua Roșie Belgrad, la Valencia, la Vila Real, la Atlante, Mexico. Ionuț Dragomir, fost jucător la Progresul București, la Universitatea Craiova. Falcosul Ion Antone, component al echipei naționale, dar și la Combinul Hunedoara, Dinamo București, la Herenveen în Olanda. Avem și mijlocașii la această partidă. Mihai Majaru de la FC Galați, Steaua București de la FC Inter Sibiu. Este prezent și îl salutăm pe Dănuț Lupu, cel care a jucat pentru naționala de 25 de ori. A jucat la Dinamo București, la Panathinaikos, la Brescia, la Rapid București. Lucian Bălan, care vine de la Baia Mare, a jucat și la Steaua București, a fost și la Anver și la Munte de 10 ori, component al echipei naționale. Vali Savadoș de la Victoria București, la FC Olt Scornicești. Convocări la națională, Gigi Mulțescu, cel care a volat și pentru Steaua București, la Giul Petrușanu, la Dinamo București, și pe Marian Savu, de la Victoria București, Dinamo București, Rapid București, de la Shakhtyor Donetsk, cel care a fost golgheterul României în anul 2000, 20 de convocări la echipa reprezentativă. Mă grăbesc să vi prezint pe hunedorenii noștri, Romulus Gabor, cel care are 35 de convocări la echipa națională. Colegul lui de suferință de multe ori, Nelu Petcu, 8 convocări la echipa națională, la Corvinu și-a rămas alături de acasă de această formație. Eu vreau să vă spun, dragi prieteni, că primul 11 care va rămâne în teren după ce se va fi efectuat încălzirea absolut normală într-un asemenea sport. Dar să nu uităm să mai aplaudăm încă o dată. Corect. Bine. Așadar, primul 11 al reprezentative României va fi format din Gherasim, Ilie Bărbulescu, Ion Andone, Adrian Bumbescu, Vali Savadoș, Ion Petcu, Gigi Mulțescu, Daniel Lupu, Marian Savu, Romică Gabor și Miodrag Velodedici. Apoi schimbările se vor face.